Se apropie momentul când jurul va delibera și vom afla cine sunt cei 10 finaliști. Până atunci, propun să o cunoaștem pe Tatiana Romaniuc. Bună ziua, mă numesc Tatiana Romaniuc, sunt din orașul Hâncești, activez în domeniul bancar, hobby-ul meu este muzica, adică am moștenit asta de la părinți, ambii au fost muzicieni, tatăl la clarinet, mama vioristă și voce. Eu, respectiv, am absolvit școala de muzică 7 ani, Hâncești, Vioară. În timpul liber cânt la petreceri, desigur că muzica mai sufletește, dar banca mai financiar. Sper să fiu cea mai bună, deși este foarte mare concurența, sunt toți foarte bravi. Cred că o merit deoarece îmi doresc asta foarte mult. Sper să îmi fac o carieră muzicală pe viitor. Vreau să fiu vedeta muz. Știi ce dorul, de ce se întrece cu omul, de ce dorul de om fuge, ci tot dorul îl ajunge. Luna poate umbleste, alung dorul, dorul de. Lună, lună, de ce iar omul are, tu n-ai dor, iar omul are dor. Lună, lună, surioară, iar te întreba câta oară, ce cu dorul ăsta oare? Lună, iar răsai, din suflet dorul să-mi ai, să-l duci după norii grei și să-l ascunzi după ei. Dorul să-l prefaci în stea, să-l uite inima mea. Dorul să-l prefaci lucea, de dor lună să mă ape. Lună, lună, de ce oare tu n-ai dor, iar omul are, tu n-ai dor, iar omul are dor? Lună, lună, surioară, iar te întreba câta oară, ce cu dorul ăsta oare? Ai, ca o soră sfat îți cer. Ce să fac să scap de dor? Poate să mă fac un nor. Ia dorul de pe pământ, eu de dor să nu mai cânt, eu de dor să nu mai plâng, că de dor mă fac pământ. Lună, lună, de ce oare tu n-ai dor, iar omul are, tu n-ai dor, iar omul are dor? Lună, lună, surioară, iar te întreba câta oară, ce cu dorul ăsta? Oare?
Tatiana Romaniuc, multe, multe, multe aplauze. O piesă de suflet. Tu ai ales-o? Da. Din cauza emoțiilor, un pic ți-a sărit de sub control vocea. Așa am înțeles eu din ceea ce am auzit, că tu cânti și muzică populară. Cred că și-a pus amprenta și în melodia asta. Vezi că pentru muzică ușoară e nevoie de un pic altă manieră de interpretare. Eu vreau să te felicit pentru această încercare. Să-ți doresc multă baftă și sfatul meu ar fi să continui să cânti muzică populară, pentru că acolo cu siguranță vei fi tu și va fi locul tău cel mai potrivit, anume în acel gen. Și în cazul ăsta, asta va fi probabil primul videoclip de muzică populară difuzat la Must TV. Mult succes și încă o dată aplauze! Tatiana Romaniuc! E ultimul, dar nu e cel din urmă. Deja? Ne apropiem de final? Mai vreau talente, mai vreau să văd lume cântând, lume frumoasă și super talentată. Să-l cunoaștem pe participantul cu numărul magic 30, trupa Pino! Bună ziua, noi suntem Pino, cu 2 de E se scrie. Suntem o trupă tânără, încercăm să ne lansăm cu ajutorul vostru, dacă va fi posibil. Vom fi foarte fericit să fim printre cei din finală. Noi îmi cântăm așa cum putem și azi câștigi doar acel care merită acest concurs. Noi avem stilul nostru, încercăm să ne creăm ceva propriu al nostru, diferit, nu doar de ceea ce se face în Moldova, ci din toată lumea. Dacă ne-am decis să facem acest proiect împreună și avem scopuri care trebuie să le atingem, trebuie să ne împăcăm, altfel nu iese. Venirea în finală și câștigarea proiectului vostru. Nu știu, nu o să le zicem, votați-ne pe noi. Dacă muzica noastră va plăcea și dacă voi considerați că merită, atunci votați cu sufletul. Asta e zi, Mihai. Tuf, tuf. Nu știu, în banc. Zic soare, acerc stele. Hai iubito, dai la plimbare. Cai mușca lor zăpală. Surgiul Acum trecem prin voiene. E acum trecem, ne acum trecem. Da, prin ia tot din lor o melodiță. Acu și rag la cingătoare. Și tu, oh, rog, da. Tu, oh, ro, 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 ro.
trupa vino, cei cu periu, 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 cum era? Vino aici, vino aici. O rupi. Rupi, pe cine rupi? Pe toți. Îi rupem în bucăți în seara auzi, asta. Auzi, Natalia, eu cream că despre Scooby-Doo, eu așa auzeam. Am o cască în urechi și auzeam cască, Scooby-Doo. Ia să vedem cum au auzit jurații noștri. Vreau să zic că sunteți foarte bravo, ne-ați rupt pe toți aici, ați văzut aplauzele, suntem toți de aceeași părere, sunteți foarte, foarte, foarte bravo. Aplauze încă o dată. Așa. Trupa Pino. De mult n-am văzut așa carismatici și... talentați și cu mimică așa evidențiată, bărbați și la noi și peste hotare. Și vreau să-ți mulțumesc. Mersi. Deci fii atentă să nu se-l fure, da, din trupă. După aia o să vezi trupa. The Gordienkos. Încă o dată aplauze pentru trupa Pino. Mihai Teodoros.